Am ratat ieri ocazia de ziua internațională a oamenilor muncii să vă vorbesc despre sindicatele din care am făcut parte sau pe care le-am creat. Dar consider că e o ocazie bună să vorbesc azi, în ajunul zilei internaționale a libertății presei. Pentru că, datorită meseriilor pe care le practic, amatoricește sau profesionist, am lucrat de câteva ore în televiziune și în radio și deci am făcut parte din sindicat. Prima dată când m-am angajat în 92, automat am devenit membru al sindicatului de la Teleradio Moldova. Eram angajat la televiziunea care mai alaltă ieri pe 30 aprilie împlinea 62 de ani de la fondare. Dar poate ați văzut clipul meu din 2008, când am protestat de ziua lor profesională și îi acuzam că au făcut 50 de ani minciuni și propagandă. Era pe timpul guvernării comuniste și ați văzut că nu m-au lăsat să protestez. Poate o spun un link jos sub acest video ca să revedeți clipul după 12 ani. Atunci abia intrase în vigoare legea despre întruniri numărul 26 din 2008, dar guvernarea comunistă, chiar dacă a aprobat-o sub presiune europeană și Voronin a promulgat-o pe 22 aprilie, au încălcat-o într-un mod scandalos, încât Moldova a fost după aceea condamnată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru alți participanți, iar pentru mine statul a fost găsit vinovat în instanțe interne. N-am mai ajuns la CEDO pentru că eram certat cu avocatul cel care ne reprezenta. Deci automat la Televiziunea Națională în 92 am devenit membru de sindicat. Niciodată n-am știut cu ce se ocupă sindicatul și n-am beneficiat de activitatea lui. Dar vedeam în fluturașul acela pe care îl primeam la sfârșit de lună că plăteam cotizații sindicale. Și așa se întâmpla nu doar pe timpul sovietic, așa se întâmplă și acum după Uniunea Sovietică, mai ales la instituțiile de stat, unde sindicatul există moștenit de atunci cu o grămadă de sedii, de facilități, de structuri, inclusiv ziar, inclusiv emisiuni la televiziunea publică, dar nu face nimic decât ca pe timpul sovietic să fie cureaua de transmisie a voinței partidului sau a partidelor ajunsă la guvernare către masa muncitoare. Dar nu asta e menirea sindicatelor și nu așa trebuie procedat. După aceea am avut tot felul de colaborări cu Radio Antena C. Acolo nu exista sindicat, chiar dacă mulți dintre ziariștii fondatori de acolo veniseră de la Radio Moldova, dar lucrau la stat, la primăria Chișinău, dar erau cu șeful lor și n-au vrut să-l deranjeze, nu i-a venit nimănui ideea să ceară sindicat și cei mai mulți lucrau ca mine, așa, neangajați, ci cu un fel de contract de colaborare și primeau bani bunișori, dar nu erau probabil impozitați corect sau dacă erau impozitați, nu se plătea serviciile celea medicale, fondul asistenței sociale și deci nu merge în stagiu. Degeaba am lucrat 3 ani acolo că nu o să scoată la stagiu acea muncă a mea și a multor altora care lucrau atunci la ceea ce se numea Departamentul Relației cu Publicul al Primăriei Chișinău, creată prin voința lui Serafim Urechean și controlat de Alexandru Dorogan, fostului coleg de școală de partid, dacă am înțeles eu bine. Oricum, e irelevant. După aceea am lucrat la bibliotecă și acolo tot am devenit automat peste noapte membru de sindicat și tot așa ca la televiziune n-am simțit deloc prezența sindicatului sau poate, eu știu, făcea câte vreo sindrofie, ceva, nu știu, la 8 martie, la 23 februarie, nu știu ce ocazii făceau câte ceva sau organizau foi turistice pentru pensionari. N-am simțit deloc sindicatul, nu mi-am dat seama cum funcționează, dar la Antena ce făcusem o emisiune despre societatea civilă, moștenită de la o colegă care se pare că a emigrat undeva din țară. Și am început să înțeleg cum funcționează societatea civilă și mi-am dat seama că și sindicatele sunt o parte, ar trebui să fie la modul ideal, ar fi o parte din societatea civilă,
Dar în Republica Moldova, în acei ani 2000, începutul anilor 2000, nu erau sindicatele. Și cred că am chemat de câteva ori pe la emisiuni membrii sindicatelor, mă duceam la casa sindicatelor de pe strada 31 August, peste drum de Ministerul de Externe și mâncam, pentru că era destul de ieftin acolo cantina. După aceea, sediul cel am văzut că s-a dat la tot felul de mafioți, centru istoric a devenit foarte scump. Și după 2008, iată, după protestul de la Teleradio Moldova, o instanță de judecată, cred că judecător Diaconu, m-a condamnat la 3 zile de închisoare și după ce am stat 20 de ore în noaptea aceea pe 30 aprilie 2008 până pe 1 mai închis, după aceea pe 10 mai a intrat în vigoare decizia lui și m-au mai închis odată, nu pe 10, pe 8 mai m-au mai închis odată, dar deja în arest administrativ la Tighina 6 și am ieșit pe data de 10 mai când îl arestaseră de dimineață pe fratele meu care protesta să întrebe unde e Oleg Brega. Și m-au chemat pentru că am scris un text pe internet în care spuneam că am fost maltratat acolo în izolare și au bătut joc de noi și pe 30 aprilie când am stat la comisariatul Boiucani. Au preluat textul ăsta la Jurnal de Chișinău pe prima pagină chiar despre cum am fost maltratat. Era ziar de opoziție atunci. Și chiar m-au chemat la emisiunea Cabinetul de Umbră, la Jurnal de Chișinău, care tocmai a apărut atunci, în luna mai, cumva cu ocazia Zilei Libertății Presei, ceva de felul ăsta, dar a apărut pe internet Jurnal TV. Și emisiunea era moderată de doi mari granzi ai jurnalismului moldovenesc, de reposatul, cum îl cheamă, Petru Bogatu, care a lucrat și el la televiziune cu mine, prezenta știrile, dar nu am avut ocazie să lucrez cu el, pentru că am ajuns la știri, la mesager, deja când el plecase de acolo. S-a dus la Fluxul lui Iuri Roșca sau la Țara, cum se numea ziarul, la PPCD. Val Butnaru, proprietarul, inițiatorul Jurnalului de Chișinău și al televiziunii Jurnal TV, și Nicolae Negru, despre care auzisem la o șuietă că ar fi fost cel care a dat ideea să fiu chemat în acea emisiune și după aceea să fiu chemat la televiziune. Am participat în emisiune, am constatat după aceea din video că aveam tricoul rupt, deci ieșisem de pe baricadă, nu știu cât era, 10, 13 mai, pe la mijloc de mai, și după acea emisiune și după publicarea acelui text m-a chemat Val Butnaru și mi-a propus să fac emisiune, dar eu m-am temut să nu fie cenzură și nu știu ce fel de emisiune pot să fac la televiziune pe internet, și atunci am acceptat o variantă alternativă, mi-a zis sau pot să vii cameraman. Am lucrat la ei cameraman, era minunat. Ne duceam la Parlament cu Mariana Rață, ne duceam la conferințe de presă, venea Vlad Filat și ne aducea cadouri, o webcam, mi-amintesc că ne-a dăruit atunci, era doar deputat și avea de gând să candideze la primăria Capitalei, se pare că, din partea PD-ului. Era atunci fără Plahotniuc, dar era cu Vlad Filat PD-ul. Sau poate era cu Plahotniuc, nu-mi dau seama, nu contează. După care a fost Revoluția din 2009, am luat bătaie, am luat și premiu pentru cel mai bun jurnalist al anului, doar pentru că luasem bătaie, cameraman fiind. Și în mod miraculos, Jurnal TV a obținut de undeva fonduri nesperate, milioane, cu care a închiriat un etaj întreg în Sky Tower, peste drum de Ulim, mai la vale de primărie Chișinău, în spatele poștei centrale. Și a început să facă televiziune prin satelist, prin cablu, pentru că s-a schimbat guvernarea, comuniștii au plecat, au venit anticomuniștii, credeam că gata, e libertate, doar că mutarea asta a adus o echipă foarte dubioasă, dictatorială din România, nu neapărat de la București, doar George Orbean era din București, dar celălalt, Mihai Ursu și fata aceea cu care era el și încă vreo câțiva, erau de la Iași, tot din România, dar au impus un regim dictatorial acolo la televiziune. Mi-am amintit că la prima ședință Orbean ăsta a zis să nu vă aud cu sindicate, să nu vă aud cu 8 ore de muncă, să nu vă aud cu pauză de masă, aici să lucrează ca pe front sau ceva de felul ăsta.
Și atunci mi s-a aprins becul. Cum băi să nu ne auzi cu sindicate? Când ăsta e un drept fundamental. Am rezistat noi cânește o vreme cu chestia asta. El chiar m-a văzut mai răsărit pe acolo că eram și cu facultate. El se pare că nici nu are facultate de film. M-a numit pentru o săptămână șef al cameramanilor. Fă grafic, organizează. Am văzut că nu prea am ce comunica cu el. Mă întreba câte flyuri, câte care mobile trebuie să comandăm. Și mă gândeam, cum băi care mobile? Până acum eram pe internet și acum tu vrei să comanzi care mobile? Câte care mobile? Câte evenimente se întâmplă în Chișinău? Unu ți ajunge, bucură-te! Mă, cu ei lua două sau trei. Deci eu nu știam datele probleme, el le știa și mă întreba câte care mobile. Și când am văzut că treaba e băja, m-am gândit eu că e timpul să-mi termin masteratul, început în 2006, după ce în sfârșit cânește mi-am luat licența, după 14 ani de facultate. Na, numai 8 ani am învățat, dar 14 ani a durat de 92, când am intrat la facultate, până în 2005 sau 2006, când am terminat-o. Și după aceea, tot aceea am intrat la masterat. Masteratul, tot am îmblat un an la Cuza, la Iași, am văzut că nu vin nici profesorii la cursuri și am zis, dă un colo de treabă. Și după aceea făceam numai naveta, mă duceam dimineață cu mașina de pâine care se ducea de la Franzeluța spre Ungheni, spre Călăraș. Și dimineața la 8 eram deja în aulă la Iași, la seminare. Cu rectorul universității am avut curs, nu l-a văzut nimeni niciodată la față, pe toți ne-a pus admis. Vă dați seama ce studii se făceau acolo la Iași în perioada 2006-2007 și suspendasem eu facultatea aceea. Nu m-am mai dus la sesiunea de disertație, dar atunci când am văzut că e bâja la Jurnal de Chișinău, la Jurnal TV, și când am văzut că guvernarea comunistă s-a schimbat cu altă guvernare anticomunistă, dar la fel de păguboasă, am zis că poate că e timpul să-mi termin eu masteratul și să mă apuc de altceva. Și atunci am scris cerere, dați-mi voie să iau concediu academic și să plec de aici. Și ei nu mi-au răspuns la cererea aceea, dar eu nu m-am dus la servici. Și m-au dat afară. Nu știu dacă atunci, da, cred că deja atunci ne-am gândit noi cu colegii, mai ales cameraman, că v-am zis, m-a făcut pentru o săptămână șeful lor, le-am zis, băi, oameni buni, unii dintre ei erau colegi de-ai mei din Asociația Hyde Park, Vasile Costiuc, Gheorghiță Vasluian, le-am zis, băi, oameni buni, hai să facem un sindicat, băi, și să ne apărăm conform legii despre codul muncii și ce alte legi despre sindicate funcționează acolo. Și am făcut o ședință de constituire, am pus un anunț în ziar că constituim sindicatul liber, auzisem de România că exista Mediasind, așa l-am numit și pe al nostru, am făcut o ședință de constituire, se pare că chiar trei oameni ca și ONG-urile poate să constituie un sindicat, dar noi atunci la ședința de constituire am avut mai mulți, vreo 7, vreo 10, nu știu câți, numai personal tehnic, cameramani, montiori, editori, din jurnaliști n-a venit nimeni, nici Stella Popa care prezintă știrile acum la TVR, nici cine? Dumitru Mișin sau cine mai prezintă acum pe la Jurnal TV? Foarte puțin dintre cei care lucrau atunci au mai rămas acum la Jurnal TV. Și am constituit sindicatul, ne-am dus la casa sindicatelor și am găsit un sindicat pe potrivă cu care să-l afiliem. Am prezentat procesele verbale la sindicatul de cultură, se pare, că ne-am gândit că cei de cultură ar fi potriviți cu tematic cu Mediasindul nostru. Și aceia cu brațele deschise, da, sigur că da, veniți, mi-au dat și legitimații de membri, le-am semnat, nu cred că eu, dar cel pe care l-am ales lider de sindicat. Cine risca, am înțeles că se discuta acolo să-l dea afară, am zis, hai să-l numim pe ăsta lider de sindicat ca să nu-l dea afară. Tamam pe celălalt l-au dat primul afară. S-a dus, mi-amintesc că Gheorghiță cu Vasile, poate că și cu fratele meu Ghena, nu știu dacă lucra Ghena de acolo. Oricum, s-au dus să vorbească cu Val Butnaru, care era ca și cum creierul de umbră, președinte onorific al trustului media. Și mi-au zis că când au auzit de sindicat, pur și simplu s-a sculat, le-a deschis ușa și i-a zis, ieșiți, afară. Ceea ce mi s-a părut dezolant și revoltător. Și așa, pe rând, tot numeam alt lider sindical și pe acela îl dădeau afară. Și până la urmă au plecat toți, a murit sindicatul și după aceea, prin iulie, m-au chemat să le fac emisiune. Și m-au întrebat câți bani vrei și am zis, cât salariu aveam ca operator, imagine.
cameraman. Și taman atâta onorariu mi-au dat, 4.000 cât lua un cameraman. Dar m-au pus să fac 4 emisiuni pe zi, eu credeam că o emisiune pe săptămână vor, dar ei 4 emisiuni pe săptămână, de luni până joi. Și după aceea am negociat, când am văzut că emisiunea are rating, când am văzut că e populară, când am văzut că îmi consum o grămadă de timp și de energie. Când s-a terminat contractul, le-am zis că vreau dublare de onorariu. Și atunci Nat Albut era șefă și a zis că, nu, e prea mult. Și a zis, v-am pupat, la revedere. Am trântit ușa și am plecat și mă sună șefii, unul dintre frații, Veri, Gâțu, nu știu ce erau ei acolo. Hai, vine să ne lămurim. Și ne-am lămurit, au acceptat pretențiile mele. Deci, iată, cu sindicatul n-am făcut mare lucru, dar cu rating, cu principialitate, am reușit să-mi dublez onorariu și atunci cu 8.000 am aflat, mi-am dat seama că aveam venituri cât un deputat onest, cam atâta era salariul de deputat atunci, dacă nu avea și venituri din vânzare de vot și din vânzare de decizii și tot așa. Dar sindicatul Liber, Mediasind, de la Jurnal TV, a fost sugrumat de către cei care